Vă spun bună dimineața, pentru că probabil alături de masa de prânz a fost și o stare de somnolență. Bună dimineața și celor care au venit poate un pic mai târziu. Desigur glumesc, bună după amiază și sper că masa sau în fine sandvișurile v-au fost pe gust și că ne-au prins bine de poftă de mâncare. Mă bucur să ne revedem în a doua jumătate a zilei de astăzi la Bucharest Integrity Gathering. Există printre voi sau printre dumneavoastră, pentru cei care au venit mai târziu și persoane care acum au sosit la această pauză? Mâna sus, dacă sunt. Nu? Deci se pare că mai toată lumea care a fost de dimineață este și acum. Mă bucur acest lucru. Probabil că starea de energie cum este în acest moment? Ce ziceți? Sunteți voi politicoși așa la prima vedere. Nu vă e somn? Sunt singurul. Păi atunci poate avea legătură cu povestea lui Alex și cu ideea de a fi proaspăt părinte. Cine știe, poate de acolo vine. O să vă țin un pic de vorbă, 2-3 minute, și în momentul în care aud sfărăituri în sală, atunci va fi momentul în care îl introducem pe următorul invitat, glumesc, desigur. Pentru cine se gândește ce urmează acum, ei bine, vă voi da suficient de multe motive încât până la finalul zilei să mă urâți și aceasta este prima probă. Iar pentru prima probă o să vă rog să părăsiți scaunele și să veniți toți pe scenă aici în față. Veniți cu încredere pe scenă, veniți pe scenă. Haideți să vedeți cum e cu reflectoarele în ochi. Veniți cu încredere. DJ, ne pui un pic de muzică în fundal, nu foarte tare, așa, cât să fie ceva. Poate YouTube sau, dacă de dimineață a fost Luciano Pavarotti, poate dăm cu un Rammstein, ca să fie tema completă. Ia uite ce frumos arătați! Excelent! Cine mai vrea? Nu e obligatoriu, să știți, dacă e bine pe scaune, asta e, dar vă invităm un pic pe scenă. Bun! Așa, să știți că nu am fost doar sadic, este invitația să fiți parte din acest eveniment și ca, nu doar ca public, ci și parte din conversație. Cred că o să oprim totuși muzica, că îmi dau seama că nu cred că mă aude lumea. Oprim un pic muzica, te rog. Oprește un pic muzica. V-am invitat pe scenă cu două motive. Unu, pentru că este o altfel de conferință, este o conferință în care o să vă invităm să puneți și voi întrebări, poate chiar mai multe decât în prima parte a zilei. Și al doilea motiv este că aș vrea să vă invit să facem un joc și pentru acest joc vă rog să facem un cerc pe această scenă cât se poate. Mă rog, nu trebuie să fie doar în partea asta scenei, puteți coborâ și în partea de jos. Un cerc. Nu e chiar Hora Unirii, dar este un cerc. Cerc închis, da? Închis cumva. Spre binele băieților din această încăpere, e mai bine să fiți fată băiat, fată băiat. Asta, așa, spre binele băieților. Sper că și al fetelor. Excelent, vă mulțumesc frumos că vă lăsați în joacă. Cine de aici e student? Mâna sus. Excelent, păi așa, să ne jucăm un pic. Fiți atenți, jocul e în felul următor. Pentru că e despre integritate, integritatea are la bază valori. Da, foarte multă lume a vorbit azi despre valori, cu siguranță se va mai vorbi de valori. Valorile deseori trebuie căutate ca să le descoperim, să le căutăm bine acolo în lucrurile adânci, să zic așa. Și atunci o să vă propun pentru un minut metafora valoare diamant. Sau dacă vreți, aur prețios, fără nicio legătură cu vreo companie auriferă. Și atunci, dacă vrem să căutăm acest diamant sau această valoare, care e primul pas? Ce facem la început? Săpăm. Ei bine, o să vă rog să vă răsuciți spre stânga voastră, așa, spre stânga voastră, și să puneți mâna pe aluatul din fața voastră ca să săpăm un pic acolo în... Așa, cu încredere, săpați un pic acolo în aluatul de acolo. Săpați cu încredere, trebuie să refacem cercul aici, mai avem nevoie de 2-3 voluntari, sau să faceți un jumătate de pas în interior și atunci se micșorează cercul. Excelent, excelent. Săpați un pic acolo după diamantul valoare. Săpați-l cu încredere, să nu se taie pământul aluatul, da? Acum, după ce am săpat, e important și să scuturăm un pic acolo, să cadă ce e de căzut, da? Ca să rămână valoarea, esența ei acolo. Excelent, excelent. Formidabil. La final, dar nu-i chiar finalul, după ce am scăpat de ce nu era important, să finisăm și atunci vă rog să finisați ușor, ușor, așa. Acum, ăsta e un diamant mai special și are mai multe fațete. Vă rog să vă reîntoarceți pe partea cealaltă, ca să zic așa, ca să fie payback time. Ia să vedem cum săpați acolo după diamant. Nu prea tare, să nu se taie diamant, să nu se rupă, mă rog, diamantul. Așa, și mai scuturați un pic acolo să cadă ce e de căzut.
Și pentru că diamantul are o oarecare formă rotundă, o să vă rog să răsuciți un pic diamantul acolo, valoarea, așa din cap, dar să nu cadă pe jos, vă rog frumos. Avem nevoie după aia de protecția muncii și nu-i bine, așa. Și la final, încă o dată, o să vă rog să finisați diamantul cu bine și bineînțeles aplauze pentru căutătorii de valori și diamante, vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc mult că v-ați lăsat în acest joc, vă invit să mergem pe scaune și să dăm drumul părții a doua din conferință. Vă așezați cu tot cu diamante de data asta. Mă rog, pe lângă diamante mai merg și cardurile, banii, telefoanele, tot ce aveți pe acolo. Apropo de telefoane, vă reamintim că și în următoarea pauză puteți să accesați acel QR code și să lăsați acolo care e valoarea voastră cea mai importantă. Revin un pic, dragilor, mă bucur foarte mult să fim în a doua parte a acestei conferințe. Mă bucur că sunteți jucăuși, mă bucur că visați, mă bucur că sunteți aici într-o luni. Ce urmează mai departe este o serie de invitați care vor avea povești bune și interesante pentru noi, pentru toată lumea și sper să luăm tot ce putem de acolo. Ca să dăm în curând invitația pentru a pofti pe scenă, o să vă rog să vă gândiți la 3-4 întrebări pe care le-ați așeza în această scenă pentru următorii invitați. Care ar fi 3-4 întrebări pe care ați vrea să le adresați așa, în general, tuturor invitaților din această dupămasă? Hai să vedem. Cine îndrăznește? Avem și niște premii de la Publica și de la EMAG pentru întrebările. Să auzim, să auzim. Poate ne ajută cineva și cu microfoane, nu știu pe unde sunt colegii mei cu microfoane, dar avem o mână ridicată aici. Ia că tot și microfonul. Salut! Păi dacă tot vorbim despre valoare, o primă întrebare e care este valoarea number one pentru fiecare... Valoarea number one pentru următoarea serie de invitați, de ținut minte pentru cine va fi în sală, pe aici, pe scenă, să puteți preciza care e valoarea cheie. Mulțumim frumos, microfonul merge mai departe, am văzut o mână ridicată aici. Cum s-au schimbat sau dați că li s-au schimbat valorile pe parcursul trecerii timpului sau experiențelor lor? Deci nu numai dacă avem o valoare cheie fundamentală, ci dacă nu cumva ea s-a modificat de-a lungul timpului, de-a lungul experiențelor și poate provocărilor. Mulțumesc! Aș avea și o întrebare. Dacă din greșeli învățăm, care a fost greșeala din care am învățat cele mai multe? Excelent! Mă bucură foarte mult această întrebare, pentru că de obicei lumea vorbește mai degrabă despre lucrurile reușite. Hai să vedem ce putem învăța din eșecuri sau din bariere sau din lucruri care poate n-au funcționat așa cum ne dorim. Și acolo poate că într-adevăr stau și câteva lucruri importante din zona de valori. Foarte faină întrebarea! Mulțumesc! Ia să mai vedem aici încă o întrebare. Ce i-au determinat să meargă mai departe în momentul când au avut un blocaj major? Unde și-au găsit, ca să zic așa, sacul de diamante care i-a împins să treacă peste barieră și să vadă cum rezolvă posibilul blocaj? Unde mai avem? Dacă mai avem două, trei întrebări? Cum definesc ei succesul? Cum definesc succesul? Măi să fie, deci următorul set de invitați pe scenă va avea o grămadă de provocări. Te rog. Cum mai reușești să-ți păstrezi setul de valori odată acumulat? Și mai ales în fața probabil provocărilor. Cum reușești să-ți stai cu barca ta în mijlocul valurilor, dacă îmi permiteți această metaforă? Și cred că mai luăm penultima întrebare. Ce înseamnă pentru ei să fie integri și dacă au fost integri în toată perioada, în toate experiențele lor? Excelent, mulțumesc tare, tare mult. Cred că mai avem două mâini ridicate acolo, te rog. Și ultima întrebare deja anunțată acolo. Au ales dinainte ce vreau să facă sau pur și simplu s-a întâmplat și... Excelent. Dacă e un singur drum sau dacă nu cumva au găsit cărarea, calea ulterior. Mulțumim. Câte eșecuri poate suporta un om? Oho, excelent și acest lucru. Mulțumim pentru întrebare. Mai îmi dați voie să mai iau o întrebare bonus? Știu că spusesem că e ultima întrebare, dar mai am aici o mână ridicată. Suntem ca la o emisiune TV, am senzația, nu știu. Ne lipsesc camere. Avem și camere. Te rog. Care a fost cea mai mare provocare în viața lor când a trebuit să dea dovadă de integritate? Foarte frumos. Mulțumim frumos. Dragilor, eu mă bucur că nu sunt vorbitor pe scenă, că dacă mi-ați spune întrebările astea, mărturisesc că nu știu ce aș putea să răspund, dar asta e vestea bună. Avem vorbitori pe scenă, invitați pe scenă care au povești interesante și cu siguranță niște răspunsuri măcar la o parte din aceste întrebări. Mai e un moment, și fac o paranteză acum, mai e un moment legat de fotografiile făcute de Vlad în pauză. Câți dintre voi ați apucat să fiți prinși în fotografie? Mâna sus.
Mulțumim frumos! Să știți că urmează un moment surpriză legat de acele fotografii. Nu am uitat de el.